Salutare, bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube. Haideți să vedem împreună ce înseamnă cuvântul Schadenfreude. Schadenfreude. Acest cuvânt se referă la sentimentul de plăcere sau satisfacție pe care îl simțim atunci când vedem pe cineva în dificultate sau având ghinion. Deoarece cuvântul Schadenfreude este compus din două cuvinte germane, Schaden și Freude, este ușor de înțeles. De obicei, acest cuvânt este folosit pentru a descrie un sentiment negativ, deoarece implică faptul că o persoană se bucură de necazul sau ghinionul altcuiva. Este important să fie folosit cu atenție și nu ar trebui să fie încurajat în mod deliberat. Nu este frumos să simți plăcere atunci când cineva are probleme. Esis nift net, să zu empfinden, veniemandandanderes probleme hat. Esis nift net. Schadenfreude zu empfinden, wenn jemand anderes Probleme hat. Am simțito ar Ich habe Schadenfreude empfunden, als mein Chef gestern seinen Kaffee verschüttet hat. Ich habe Schadenfreude empfunden, als mein Chef gestern seinen Kaffee verschüttet hat. Schadenfreude. Ne vedem la lecția următoare cu următorul cuvânt. Tschüss!